Salutare, dragii mei, și mă bucur să vă revăd. Suntem în luna lui noiembrie, temperaturile au scăzut și dimineața și seara este răcoare. Pe timpul zilei este un pic neașteptat de cald, dar este momentul potrivit pentru a răspunde uneia dintre cele mai frecvente întrebări pe care le primesc pe Facebook Casa Lavandei sau pe canalul Casa Lavandei, și anume, dacă puteți să vă mutați o lavandă dintr-un loc într-altul. Și răspunsul este da, doar că există anumite condiții ca acest lucru să fie înfăptuit exact cum trebuie. An de zile am încercat să mut lavandele dintr-o direcție într-alta și uneori mi-a ieșit, alteori nu mi-a ieșit. Și din experiența mea vă pot spune că, în general, nu recomand să mutați lavandele dintr-un loc într-altul. De aceea nu vă recomand nici să mergeți să vă cumpărați tufe așa mari cu rădăcină nudă. Alea din start clar nu se vor mai prinde niciodată. Tot ce depășește anul 2, din anul 3 în sus, plante mature, că despre asta este vorba, nu se vor mai prinde dacă le primiți cu rădăcină nudă. Ele se vor mai prinde dacă aveți, odată, balot de pământ la ele și, doi, dacă sunt în repaus vegetativ. Astea sunt cele două condiții pe care trebuie să le îndeplinească. Altfel, dacă vorbim despre butași, butașii este cu ei e altceva. Cei din anul 1 sau anul 2 chiar încă se vor mai prinde din cauza că sunt încă plante tinere și foarte ușor își vor dezvolta sistemul radicular în noua locație dacă le primiți cu rădăcină nudă. Dar ce depășește anul 3? Plante mature trebuie neapărat să aibă balot de pământ și să fie în repaus vegetativ. Știu că mă repet, dar este foarte important. Și în general, nu vă recomand să le mutați, dar dacă trebuie, din cauza că, nu știu, a crescut un pom lângă lavanda dumneavoastră, sau din cauza că vedeți că nu se dezvoltă exact cum ar trebui și vreți să o puneți în altă locație din cauza că acolo s-ar potrivi, e, pentru voi răspunsul este da și nu este nicio problemă dacă încercați să faceți acest lucru. Și anume, primul lucru pe care trebuie să-l faceți este neapărat lavanda să fie tunsă. După cum vedeți, aceasta este tunsă, a mai crescut pe aici pe acolo câte un pic, dar nu trebuie să aibă spicele acelea uscate. Deci dacă vreți să vă mutați lavanda, gândiți-vă foarte bine din vară. O luați și o tundeți, o lăsați un pic să facă mugurei și apoi o mutați în lunile lui noiembrie. Și ce facem acum? O să încerc și eu. De ce? Fiindcă eu aici am câteva rânduri. Aceasta este cultura veche și, din păcate, m-au năpădit buruienile aici și voi transforma probabil mare parte din zona aceasta în grădină și voi începe să mut din aceste plante un pic mai încolo și vedem exact ce o să se întâmple cu această zonă. Vreau să fac o zonă tot așa de experimente pentru alte lavande și, în general, o grădină. Dar haideți să ne axăm să mutăm această lavandă. După cum vedeți, este destul de mare și chiar e frumoasă și de aceea nu mă lasă inima să o arunc, fiindcă mai am câteva pe aici care sunt uscate și pe acelea, din păcate, le voi pune la compost. Dar, inclusiv de dragul experimentului, astăzi vom muta această lavandă și haideți să vedem cum facem. Băgăm hârlețul aproape lângă ea, dar să nu tăiați rădăcinile neapărat. După cum vedeți, și eu, care sunt un tipicar, încă mai am buruieni aici. Nu mai am pierdut lupta cu buruienile. Cresc într-una și atunci acesta este unul din motivele pentru care vreau să mut aceste lavande. Și ce vom face? În jurul ei voi băga hârlețul cât se poate de mult. Aceasta este o plantă relativ tânără, are 3 ani și tocmai de aceea mă încumet să o scot afară, fiindcă încă mai cred că se poate. Și voi face acest lucru de-a lungul plantei, mă voi duce cu hârlețul, așa. Din păcate, pământul este foarte tare, din cauza că nu a plouat de câteva săptămâni bune și aici. Unul din sfaturile pe care vi le recomand, înainte să mutați lavanda, dați o udeală exact la rădăcină, ca ea să fie hidratată. Chiar dacă este în repaus vegetativ, încercați să-i faceți absolut, dacă vă place atât de mult și faceți munca asta, încercați să faceți toate detaliile. Încă un detaliu foarte important este să notați, știu că poate par absurd, să notați exact partea în care este ea pe soare. Dacă lavanda mea stă așa aici, eu o voi planta exact în aceeași direcție, dincolo, acolo unde vreau să o replantez. Ok? Pare ciudat, dar să știți că funcționează la multe plante.
Din cauza că șocul, chiar dacă este în repaus vegetativ, acum ele nu sunt în repaus definitiv, din cauza că încă nu este iarnă, dar contează șocul să fie cât mai mic. Mă întorc cu spatele, scuze. Așa. Și suntem aproape de finalizare. Excelent. În principiu, dacă ați fi vrut, puteți să o agățați cu o sfoară, să o strângeți cu o sfoară ca să vă fie mai ușor și o scoateți așa. Cam așa, dar după cum vedeți aici, e plin de pir. Nu ne mai scăpăm de pirul ăsta. De aceea cine vă spune că lavanda este ușor de îngrijit și că după anul 2 nu o să vă mai bateți capul cu rădăcinile, înseamnă că nu a crescut, nu are o cultură de lavandă. Adică cel puțin bio, din cauza că eu nu folosesc bio, vorba vine, nu folosesc ierbicid aici. Și atunci plantele și buruienile cresc în zăpăcie. Bun, cam așa arată tufa noastră, este o tufă foarte frumoasă. O curăț de toate buruienile astea de aici. Și mă voi duce să o plantez în noul ei lăcaș. Și acolo ce voi face? Ia uitați-vă. Cam așa arată. Da? Perfect. E o plantă foarte frumoasă, dar neapărat când faceți această transplantare, balotul de pământ cu rădăcinile, din câte vedeți, nu am smuls foarte mult din rădăcini. Încă are destul de mult aici, e foarte bine. Acum o să mă duc cu ea în cealaltă direcție. Cine sapă groapa altuia, pică în ea. Mă duc, haideți să mergem acolo, facem o groapă și o plantăm. Bineînțeles că după ce o plantăm, îi dăm o udială foarte bună și o lăsăm în pace. Haideți să mergem acolo în noua locație. Am ajuns și în noua locație. Evident, mă pun să fac o groapă un pic mai mare decât este ea. De ce? Balotul care va veni acolo, fiind plin cu rădăcini, rădăcinile vor vrea să se ducă repede în pământ ca să stabilizeze planta. Și atunci ce voi face? Voi face un pic groapa mai mare, voi măcina pământul și îl voi pune înapoi, dar exact cât este lavanda, nici mai sus, nici mai jos. Perfect, am mărunțit foarte bine jos și acum punem planta exact după cum era orientată ea pe soare. Eu știu că aveam aceste două flori care s-au uscat exact în paralel cu rândul meu, așa că am ținut minte. Urmează să punem planta aici și bineînțeles îi punem pământul la bază, pământul care îl avem. Și apoi îi dăm o udeală foarte bună, chiar dacă este în repaus, încă o dată, nu e niciun fel de problemă, dați-i apă. Și nu uitați, evident, în locul în care urmează să o plantați, să aveți un drenaj foarte bun și mult soare. Poate chiar mai mult decât ați avut în cealaltă parte, fiindcă acesta s-ar putea să fie poate unul din motivele pentru care ați mutat lavanda. Ok, pun tot pământul acesta în jur aici și, bineînțeles, pentru un mai bun contact al plantei noastre cu noua locație, apăsați în jur frumos lângă lavandă, lângă plantă, ca să facă un contact mult mai bun. Exact, și așa aici. Bun. Și acum doar ce rămâne de făcut este să-i dați o udeală bună și să aveți o speranță destul de mare că această plantă se va prinde. Acestea sunt sfaturile pe care pot eu să vi le ofer la întrebarea dacă se poate muta o plantă matură dintr-o locație în alta. Sper că v-am răspuns, sper că v-am arătat tot ceea ce știu eu. Nu pot decât să mă bucur că ați fost alături de mine. Să aveți o săptămână fantastică în continuare, să rămâneți sănătoși și să ne vedem cu bine la următorul clip. Ciao, ciao!